După mai bine de un deceniu în care postul de președinte al CECAR a fost deținut de bărbați, în funcția de președinte a fost aleasă economista Sanda Guia. Aceasta își propune să folosească cunoștințele și experiența dobândită pentru a ajuta membrii Consiliului și profesia de contabil să ajungă pe cele mai înalte culmi în domeniu. Sanda Guia este expert contabil din 1996, are 11 ani vechime în cadrul CECAR și în trecut a ocupat funcția de viceprimar în Consiliu. Este auditor financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România și specialist în resurse umane. În trecut a lucrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Sălaj și are la activ 3 legislaturi, a câte 4 ani în Consiliul Filial Sălaj și în Consiliul Superior. În baza măsurilor 56 din 2009, aprobate de Consiliul Superior și a Regulamentului de Organizare și Funcționare CECAR, unul dintre punctele pe ordinea de zi a fost și validarea președintelui filialei, a noului președinte a filialei pentru un mandat de 4 ani în persoana doamnei economist Guia Sanda Eva, un om cu o pregătire profesională deosebită. În calitate de președinte al CECAR, Sanda Guia a declarat că preocuparea sa majoră este de a atrage noi membri prin pregătirea profesională continuă a acestora, atestați prin programele desfășurate în cadrul Departamentului de Pregătire Continuă CECAR și prin cursurile și seminariile organizate în Centrul de Excelență în Business și Economie, înființat anul trecut. Sper că nu o să dezamăgesc. O să-mi folosesc în această funcție toată experiența mea, tocmai din 1996 sunt expert contabil și am vreo 3 legislaturi, care înseamnă 4 ani, de câte 4 ani, în Consiliul Filiale și în Consiliul Superior, așa cum amintea și doamna director. Și toată experiența dobândită o să o folosesc acum pentru a ajuta membrii noștri și profesia aceasta contabilă să ajungă la standardele cele mai înalte, de calitate în special. Prezentă la conferința de presă, Ludovica Breban, doctor în economie și director executiv al CECAR Sălaj, a anunțat evenimentele majore organizate de către CECAR anul acesta. La 1 septembrie va avea loc Ziua Națională a Contabilului Român și aniversarea a 95 de ani de la înființarea CECAR. Și tot în luna septembrie a acestui an va avea loc Congresul Profesiei Contabile, un eveniment de anvergură națională, în cadrul căreia se vor prezenta lucrări științifice care au la bază profesia contabilă. Cel mai recent eveniment va avea loc luna aceasta, în data de 18, și anume Conferința Națională a Experților Contabili. Prin urmare, mediul economico-financiar din județul nostru nu poate decât să prospere prin acțiunile deprinse de CECAR, prin cursurile de formare și pregătire continuă, organizate și prin formatori de înaltă calitate.